cu atât mai rău pentru el și pentru partidul lui. Asta nu e o chestie de credință. Nu vorbim aici de religie și nu vorbim nici măcar de ideologie. Vorbim de lecțiile pe care PSD le-a primit deja, nu numai de la PDL sau nu de la PDL, ci de la, de la societatea românească prin intermediul PDL. Cred că experiența politică adunată până acum, suita de eșecuri ale PSD-ului și aliaților lui în fața PDL-ului, ar fi trebuit să îi dea de gândit lui Adrian Năstase. Nu sunt incidente ușor de uitat, nu sunt incidente minore. Sunt deja o tendință, sunt deja o direcție care e adevărat cu greu, dar își face drum și începe să dicteze politica națională în România. Dacă Adrian Năstase crede că alegerile din 2012 vor fi câștigate pur și simplu pentru că trebuie să mai câștige și altcineva, asta înseamnă că Adrian Năstase continuă să privească sau privește jocul politic românesc ca pe o succesiune de extrageri loto. Suntem, cred, mult mai realiști și mai înțeles politic dacă înțelegem că alegerile sunt dictate de tendințe sociale, de mari schimbări și deplasări în sânul electoratului. Va fi foarte greu, evident, pentru că deplasarea care ne convine nouă nu e singura deplasare din societatea politică. Există și o deplasare în regim de șoc și această deplasare a fost creată, bineînțeles, de politica de austeritate și reformă a guvernului Boc. Dar la capăt, rezultatul alegerilor din 2012 va fi dat de tendințele mari, de tendințele istorice ale societății românești și cred că, din acest punct de vedere, lucrurile nu vor arăta așa cum și închipuie Adrian Năstase, așa că nu pot decât să-i urez o explozie ușoară.